Iisus Hristos. Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Este așa de minunat în prezența Lui. Es ist so wunderbar in seiner Gegenwart. Și ceea ce face lucrul acesta deosebit este efectiv prezența Lui Dumnezeu. Das, was so wunderbar macht, ist die Gegenwart Gottes. Îi mulțumesc pentru dragostea Lui care și-o arată față de noi. Danke ihm für seine Güte, für seine Liebe, die uns zeigt. Pentru fiecare persoană care este dimineața aceasta aici, fiți binecuvântați. Alle Personen, die heute Morgen hier sich hier befinden, Suntem foarte internaționale astăzi. Wir sind sehr international heute. Sunt persoane din România. Es sind Personen aus Rumänien hier. Persoane din Austria. Personen aus Österreich. Persoane din Iran. Personen aus Iran. Persoane din București. Und aus Bucharest. Frankreich, Franța. Cluj. Cluj. Dumnezeu să vă binecuvinteze. May God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Nu este doar o vorbă. Es ist nicht nur ein Spruch, sondern ci este ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Sondern es ist das, was Gottes Wort uns sagt. Gândește ce înseamnă să vorbească Dumnezeu de bine de persoana ta. Denk darüber nach, was es bedeutet, wenn Gott gut über jemand spricht. Despre persoana ta. Über deine Person. Lucru minunat este. Und das wunderbarste ist. Ceea ce vorbește Dumnezeu. Das was Gott spricht. Se împlinește. Wird geschehen. Cuvintele lui se împlinesc. Seine Worte werden. El nu rostește niciun cuvânt care să nu se împlinească. Er spricht kein Wort, das nicht in Erfüllung geht. Și când vorbim și spunem Dumnezeu să te binecuvinteze. Und wenn wir sprechen und sagen Gott segne dich. Spunem Dumnezeu să vorbească de bine de tine. Wir sagen dadurch, Gott soll gut über dich sprechen. Să spune lucruri bune în dreptul persoanei tale. Gott soll gute Sachen in deine, also in, für, über deine Person sprechen. Ne dăm seama de intensitatea la ceea ce vorbim. Begreifen wir die Intensität unserer Worte. Când Dumnezeu îți spune să-ți meargă bine. Wenn Gott sagt, dir soll gut gehen. Îți va merge bine. Dann wird es dir gut gehen. Când Dumnezeu spune să fii sănătos. Wenn Gott sagt zu dir, gesund zu sein. Fii sănătos. Dann wirst du gesund. Când Dumnezeu spune, Duhul meu este peste tine. Wenn Gott sagt, mein Geist liegt auf dich. Duhul lui este peste dann tine. Dann ist sein Geist auf dir. Pentru cuvintele lui. Denn seine Worte. Sunt da și amen. Sind ja und amen. Și de aceea binecuvântați-vă unii pe alții. Daher segnet euch einander. Spuneți binecuvântarea Domnului să fie peste sagt tine. Einander, der Segen Gottes soll über dich sein. Și să experimentăm cu ochii și cu ființa noastră. Und wir sollen das erleben mit unseren Augen und mit unserem Wesen. Ce înseamnă când Dumnezeu vorbește? Das bedeutet, wenn Gott spricht. Domnul să vă binecuvinteze. Gott segne. Și de aceea, pentru că suntem așa de diferiți și așa de coloriți în această dimineață. Wir sind sehr farben gefärbt heute, also viele Farben hier, viele Nationalitäten. Dacă ai ceva în inima ta și wenn vrei să binecuvintezi pe Domnul și biserica. Wenn du etwas in deinem, auf deinem Herzen hast und Gott preisen möchtest und der Gemeinde bringen. Simte-te liber. Fühl dich frei. Un lucru știu. Ich weiß eins. Azi noapte. Von heute Nacht. Astăzi va fi un pic mai lung. Heute wird etwas länger sein. Am știut lucrul acesta. Ich habe das gewusst. Pentru că Dumnezeu va aduce ceva în mijlocul nostru. Weil Gott wird etwas mitten unter uns bringen. Și vom vedea semnele prezenței Lui. Und wir werden die Zeichen seiner Gegenwart sehen. Și de aceea, fi un pic flexibil astăzi. Deswegen sei ein bisschen flexibler. Amen. Amen. Amen.